plăcerea să fiu aici cu colega mea, cu Dorote, care alături de Andreea Drăghicescu și de mine este unul din editorii acestei cărți, care se cheamă foarte sugestiv Oameni la lucru în casele lor și care este exact o carte despre lucru de acasă și despre lucru care a transformat casele în altceva decât în niște case simple. Noi am zis că, așa ca să ne putem uita cu bine înainte, într-o perioadă în care lucrul de acasă va deveni sigur din ce în ce mai important, este bine să ne uităm și înapoi, dar să ne uităm înapoi într-un mod critic și fertil. Și ne-a venit ideea acestei cărți cu 14 case, de fapt 14 plus, ale unor oameni importanți din România și ale caselor în care s-a și lucrat. Și e vorba despre locuire, muncă, stat împreună, familie, primit oameni și așa mai departe și, cum o să-i dau acum cuvântul lui Doro, despre oameni care la rândul lor au devenit chiar și nu doar clienți, ci uneori și arhitecți. Cred că fiecare casă până la urmă, mai ales astea, sunt rezultatul unei colaborări, mai mult sau mai puțin tumultoase, între arhitect și beneficiar. Pentru că în momentul în care tu gândești o casă, oricum beneficiarul are o influență mare. Dar în cazul în care beneficiarul e un personaj creativ sau indiferent că e scriitor sau avocat sau inginer de seamă în vremea lui, el o să intervină enorm de mult. Aia, casa aia e cochilia lui pe care o să o coloreze profundă. Că nu e o casă anonimă și nu o să fie niciodată. O să fie o casă cu o bibliotecă sau o scenă sau, de fapt, este o prelungire a personalității omului în care locuiește în ea sau care a făcut-o. Și genul ăsta de casă nu mai există în același fel acum. Nu. Dar ele se păstrează, adică chiar dacă ai încercat să le refuncționalizezi, caracterul ăsta n-ar dispărea niciodată. Parte din pereți deja. E vorba aici de mai multe lucruri. Este și e o carte care este despre arhitectură și despre case. Avem și planuri vechi și planuri desenate, imagini vechi, imagini noi, reportaje și așa mai departe. Dar este foarte mult despre oameni. Și asta e foarte important pentru noi. Și fiind vorba așa despre niște oameni importanți, pentru noi e și un mod, să spunem, dincolo de arhitectură, de a ne apropia, de a încerca să ne apropiem altfel de niște oameni din manual care stau acolo undeva încremeniți. Pe un raft al istoriei. Pe un raft așa și credeam că unul dintre cele mai naturale moduri de a te apropia de cineva este să-i faci o vizită acasă. Și atunci mergem în vizită la toți acești 14 oameni. Și mai era ceva important pentru noi, într-adevăr, nu este doar o carte despre case vechi, așa de, să zicem, de la 1850 și până astăzi, ci și despre cât de valoroase sunt casele acestea acum. Și nu doar ca un patrimoniu la care te uiți și-l admiri, ci ca model. Modul în care îmbin lucru cu locuirea, modul în care lucrez cu arhitectul, modul în care toată lumea asta privată și cea fața mai publică a fiecăruia și partea cea mai intimă a creației și partea de a fi împreună cu ceilalți se adună împreună într-un mod foarte firesc și foarte, foarte, foarte bun, zicem noi. Doro, de exemplu, a vorbit despre cele mai mari case din acest număr, care sunt casa lui Arghezi, de la Mărțișor, și casa lui Stratemicescu, mari, dar foarte diferite. Extrem de diferite, dar amândouă niște scene, într-un fel. Asta mă gândesc, că în momentul în care oamenii ăștia atât de puternici ca influență în istoria României primeau oameni la ei acasă, indiferent, la Arghezi era tot timpul ușa deschisă și la Mincescu erau mereu bală. Da. Gard în gard cu universul. Automat, spațiile din casă sunt o scenă absolută în care există un scenariu pe care musafirii îl vor juca prin natura felului în care sunt construite spațiile, materialele, lumina, toate lucrurile astea participă la buna înscenare a activităților din spațiul ăla. Și asta este o terminație a omului care stătea care stă în el. Astea sunt cele mai mari case. Cea mai mică este casa Moșdeuca Lucreangă, de la Iași, la care am și reconstruit după poze un plan. O casă minusculă, dar în care se lucra, în care Creangă lucra și în pat și pe cele două pridvoare și peste tot.
Casa lui Bacovia mai e foarte mică, care este așa un fel de casa mai răsărită de mahala din sudul Bucureștiului. Întreagăt fie spus, se pare că Agata, soția lui, este cea care a condus ostilitățile. Nu a existat un arhitect, cred, acolo, dar ea a îndrumat meșterii și toate celelalte. Femeile în carte sunt deja un subiect în sine și ar trebui... Cum e și Paraschiva lui Arghezi, cum e Henriette de la Vrancea, care era și arhitect, și tot acest joc între niște perioade în care, sigur, femeile erau stăpânele case, dar erau mai în umbră, și a felului, de fapt, esențial în care ele au determinat cum sunt aceste case. Majoritatea din București, dar nu doar din București, cum spuneam, de la Iași avem și din Ardeal. Prima casă a unei tinere arhitecte, a lui de la Vrancea, prima casă a unui tânăr arhitect, Coșcarului la Cluj. Tocmai discutam cu Doro înainte despre ce înseamnă să trăiești în bloc modernist. Avem apartamentele lui Minulescu și Rebreanu și ai toată această arhitectură curată și simplă și în ea o nebunie de obiecte. E o carte foarte plăcută, credem. E așa, chiar îți face plăcere fizic să o răsfoiești, să îi mângâi paginile. Și cred că e o carte din care absolut toată lumea are ce învăța. Nu este absolut deloc doar pentru arhitecți. Ne dorim să fie una dintre cărțile care aduc împreună arhitecții și pe toți ceilalți. Dorote? Mie mi se pare că, în plus, urmărind până și Casa Lipati, de exemplu, are o poveste. Iar la un moment dat a fost închisă 6 ani, pentru că era vorba de o mare iubire care s-a terminat prost. Și sunt o fel de secrete în astea, în pagini, care ajung să fie definitori pentru viața. Adică noi, pe mine, când am cercetat despre poveștile caselor, m-a impresionat cât de tare tindem să ne credem primii care trăiesc o chestie extraordinară. Da. Și când acolo studiind casele astea și oamenii lor, vezi ce drame au avut în viață în diverse perioade, care erau complet diferite de a noastră sau aveau asemănări, oricum ar fi. Nu ești primul care să trăiască drama asta. Mie asta mi se pare ceva reconfortant. Așa. Alții au trecut prin niște lucruri, niște vremuri dificile și uite, toate astea au rămas caselor, ideilor. Asta mi se pare o distanță sau o mod de a raporta plăcut în spații și istoria lor. Și la felul de a locui și de a nu locui doar civilizat, dar de a locui bogat și fertil, până și planurile ne zic ceva. Ne arată cum poți să faci o casă care să-și schimbe funcțiunile, în care să poți să lucrezi într-o cameră, poate peste un an sau chiar peste o zi să lucrezi în cu tot o altă cameră. Și a felul în care uneori sunt niște rezolvări de o modernitate extraordinară și care credem că sunt o lecție. Și cum, indiferent ce se va întâmpla, cred că relația cu lucru s-a schimbat totuși fundamental. Cred că e o carte care... Nu să aibă de zis ceva timp de mai mulți ani de aici înainte.